Zilnic, sute de pacienți sunt confirmați cu SARS-CoV-2. Cum numărul celor vaccinați este mic, mulți dintre cei infectați se prezintă la spital cu plămânii afectați și au nevoie de tratament specific sub supravegherea medicilor. Așa se face că spitalele din județ sunt sufocate de pacienți COVID. Facem față foarte greu. Actualmente avem 120 de pacienți pe 122 de paturi de confirmați. Asta vorbim în boli infecțioase, 7 la 7 copii, din care 5 sunt sub 3 ani, iar 2 sunt sub 1 an. La ATI suntem plini, se așteaptă eliberarea cu unui loc pentru a putea să transferăm din boli infecțioase alți pacienți care sunt în stare gravă. Se menține o rată ridicată de pozitivare și la urgențe. Sunt 165 de pacienți internați, 9 sunt la ATI, sunt 2 copii cu forme foarte ușoare. Pe de altă parte, avem 22 de suspecți în momentul acesta. Așteptăm rezultatele de la testul PCR, iar paturi cu oxigen, efectiv cu oxigen, sunt 50 de paturi, dintre care 9 sunt pe ATI, cu guri de oxigen. Conducerile unităților spitalicești din județ caută soluții pentru a face față a fluxului de pacienți și pentru a le acorda acestor atenția de care au nevoie. Concomitent, se dorește ca aparținătorii să fie ținuți la curent cu starea acestora, motiv pentru care toți medicii care se ocupă de pacienți au fost dotați cu telefon de serviciu la care se pot obține informațiile dorite. S-au luat o serie de decizii la nivelul spitalului pentru a preîntâmpina eventuale probleme și anume am decis extinderea UPU cu modular. Acolo sunt puși în așteptare pacienții pentru a fi examinați de către medici infecționiști. La momentul ăsta, conducerea spitalului de județean de urgență Slatina a luat decizia ca toți medicii infecționiști să primească telefon mobil de serviciu, iar ei vor fi disponibili pentru informații între orele 12 și 13 pentru a informa familia și aparținătorii bolnavilor COVID despre starea actuală. Am solicitat Administrația Națională pentru Rezerve de Stat și Probleme Speciale să ne pună la dispoziție mai multe construcții ușoare modulare, echipate cu paturi și cazarmament, dar și cu radiatoare electrice, care să fie puse la dispoziția unor unități spitalicești din județul nostru în vederea efectuării triajului pacienților care se adresează spitalului, dar și pentru alte folosințe pe care spitalele respective le consideră a fi oportune în această perioadă. Autoritățile au anunțat că în spitalele din județ sunt internate 257 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 19 sunt la ATI. Alte peste 4.000 de persoane din județ se tratează acasă de COVID.